Salut, bine te-am găsit! E o altă zi, o altă zi în care spăl mașini și le prezint pe vlogul meu la care nu se uită absolut nimeni, dar am cu mine un celea de la Mercedes. Mașina asta arată foarte bine, e neagră, toată lumea o să se remarce cu ea în trafic, e și scumpă, deci clar o să pare un bogătaș, dar pot să zic că polatura are un mare minus, motorul de Renault de pe ea. Dacă nu știi, ai, mașina are motor de Renault, hai să deschidem capot, a? ca și Hyundai un n-are amortizoare, dar bineînțeles că e un A-class, așa că trebuie să-l facă un pic ieftin, nu să simți diferența dacă ai C-class. Deci ce voiam să zic, nu scrie nicăieri că e de Renault, dar dacă cauți un pic bine pe net, o să vezi că motoarele de 1.5 diesel și 1.6 benzină sunt de la Renault. Deci Mercedes nu s -o mai obosi să facă eu motorizare, pentru că au zis, bă, luăm la franceze aia, că-s aia, aia, că zbune, ea, zbune la chestii mici. Și acum, dacă sub capotă e ceva slab și mic, în portbagaj trebuie să fie ceva mare și fain. Adică eu, bă, e un A-class cu por bagaj, pentru că cele au înseamnă de fapt pe luxuri A-class, la care, bineînțeles, față de a -class normal, primești un por bagaj cu destul loc și nici în spate, dacă vii aici, nu cred că o să-ți placă prea mult situația, pentru că ești un pic îngrămădit, nu prea ai așa de mult loc. Dacă ești așa mare și frumos ca mie, s-ar putea să te înghesui în spate. Dar bom, a cara pele La capitolul design, mașina asta absolut demențial. Dacă zici Mercedes, mai nou, toate modelele sunt foarte bine făcute la cum arată, deci îs o operă de artă. Zici că mașinile astea sunt pictate. Uite cum arată e un A-Class, de fapt, care arată incredibil de bine. Competitorul mașinii astea ar trebui să fie un Audi A3. Eu zic că arată mult mai bine decât un A3. Are linii elegante, dar în același timp agresive. Are jante faine, are praguri faine, are bară sport. Și nici în spate, nici în spate nu arată rău. Bam, hai cameramanule, te trag aici e mai greu cameraman, cameramanul are picioare scurte nici spatele nu arată rău, mai ales seara când ai pozițiile puse și o să le vezi așa în trafic e puu, foarte foarte agresivă mașina un zoom pe pozițiile alea, pupele tata treaba la design stă foarte bine, hopa, și pe interior hai să vă arăt interiorul arată foarte bine, când te uiți să să-ți placă, dar dacă compari cu alte mercedes o să vezi mici minusuri faptul că în anumite locuri e un pic cam sec, adică aici a, consola centrală nu-i mare scofală, e doar două buzunărele în care poți să bagi chestii. Ai un singur buton care e destul de mic ca să navighezi în meniu. Mașina are scaune care arată sport pentru că nu sunt chiar enorm de sport, dar uite, arată bine. Volan foarte fine, ai și padele pe volan, cutie automată, climatronic. aici, cred că aș putea să bag un pic de vină pentru că îi monoclimatronic, deci nu e nici măcar biclimatronic și aici 1, 2, 3 care setezi cât de rapid să scurgă aerul și temperatura poți să setezi de la 16 la 28 de grade. Mă, mie sincer foarte mult, mie îmi place designul ăsta, numai că majoritatea oamenilor se vor aștepta de la un Mercedes să poți să spui tu temperatura, așa automat să-și facă el toate setările. Cele au nu are chestia asta, vrea să ne demonstreze că A-Class totuși e o clasă de entry level, adică dacă vrei biclimatronic, patru climatronic, cum să zice, îți iei S-Class, E-Class și așa mai departe. Navigația, sincer, n-am folosit-o pentru că, na, cine mai folosește navigația în ziua de astăzi când ai Waze și Maps? Deci, după cum spuneam, ready to navigate, suntem gata să navigăm, dar până atunci, patru geamuri electrice, scaune încălzite electric, n-are trapă, are senzori de parcare față spate care sunt foarte fain, dacă ai putea să dai aici un zoom pe ei, am mai făcut eu un video care ziceam că îmi plac foarte mult senzori de parcare de la Mercedes, n-are camere de mers în spate care din nou iar mi se pare un minus, dar nu trebuie să vedem că e cele astea puțin, ca camera mare mea o ține de cameră invers, așa, și eu zic că trebuie să dăm și un test drive, să o conducem, să vedem ce personalitate are. No. Deci, ziceam de test drive, punem centura. Trebuie să punem în drive de aici. Avem și padele pe volan și plecăm. Uh! Suspense am îmi place că e un pic rigidă, ceea ce îi dă mașinii un stil așa sport, pentru că na, CLA Coup, luxurii A-Class, Coup ar trebui să fie sport pe limbajul celor de la Mercedes. Nu înseamnă tăiat, pentru că asta nu e o mașină tăiată, nu e o mașină în două uși, nu e, nu e un hatchback, e o berlină, e o mini berlină. Și ce nu-mi place e că având un motor 1.6, sunetul nu o să fie wow, nu o să fie deloc impresionant, dar ai zice că 1.6 nu-i mult, are 136 de cai și prinde 100 în 8,8 secunde, ceea ce foarte rapid pentru un motor de 1.6 136 de cai. jmecheria e că e cutia foarte bine eficientizată, astfel încât să aibă un demaraj bun, să fie rapidă. Dezavantajul e că mașina are motor aspirat natural, e nu e neapărat dezavantajul, dar ceea ce vreau să zic e că nu poți să-i mai mărești cai, nu poți să-i faci un remap, fiind aspirat, aspirat natural, o să te coste foarte mult să o faci mai puternică. și frânele sunt excelente, cameramanul meu vă poate spune chestia asta pentru că el nu are două mâini care să țină de volan, el trebuie să țină camera și să filmeze. Stabilitatea e grozavă, dar bineînțeles mașina are și cauciucuri bune, ceea ce ajută foarte mult. Nu o să obosim mașina foarte tare, pentru că, sincer, mașina asta nu e făcută să mergi tare și sport, e făcută să mergi confortabil, deși arată sport și arată bine, fața la mine, Sergiu, mașina îi făcută să mergi cu ea normal, nu e o mașină sportivă, e o mașină de zi de zi care vrea să pară sport. E ca și cum ești tânărul la care are 20 de ani, 25 de ani și vrei să le arăți tuturor ce mașină de fițe ai și sport și tare, dar tu nu mergi sport, ci doar arată sport. E ca și fetele alea care merg la sală cu colanți și ca să arate bine, nu ca să facă sport. Exact asta e mașina asta și sincer nu mă deranjează pentru că e o plăcere la condus. Vă mulțumesc că v-ați uitat, ăsta a fost vlogul despre celea, le-am făcut un pic mai scurt decât celelalte, e curios dacă vă place mai mult formatul ăsta sau dacă ar trebui să le lungesc și să povestim și să ne lungim, să analizăm fiecare butonaj din mașină. Lăsați-mi un comentariu în comentarii și ne vedem la următorul!